Bună dimineața, prieteni! Cătălin Cornea sunt. M-am gândit astăzi să împart cu voi un moment pe care îl fac de obicei cu câinii mei, în cazul acesta astăzi Takeo, un câine Akita, care în mod normal are o posesivitate la resurse și cu care trebuie să ai grijă atunci când vrei să îl deposedezi sau să intri în... Să intri în contact cu el pe acea situație. Îi voi da ceva, o să vedeți, îi voi da ceva doar așa, ca fan. Vedeți? Este o cutie în care mai este câte ceva bun înăuntru, dar el se bucură foarte tare să dea cu limba, să guste un pic. Și totodată doresc să creez o asociere pozitivă cu locul în care se află. Deocamdată este în cușcă, pentru că eu am un alt prieten aici cu mine, pe care trebuie să-l protejez și ar putea să facă niște greșeli pe care nu mi le doresc și l-ar putea afecta pe cel mic. Vă arăt imediat despre ce este vorba, da? El este individul, este Didi și acest mic individ trebuie protejat. Da? Culcat. Știe și el câte ceva, este ascultător, are cu siguranță acele baze de care avem nevoie ca să ne putem înțelege cu el. Înțelege și limitele psihologice pe care le impunem să nu se apropie, să nu facă greșeala de a se apropia din curiozitate de aceste resurse cu un miros foarte îmbietor și astfel este în siguranță. Dar tot noi, ca lideri, setăm treaba aceasta. Da, Didi, despre tine e vorba. Aceasta este cutia. Și aici este Takeo. Dă-te mai... Ieși. Ieși. Să-l simt pe Didi la distanță. Nu vreau să se apropie pentru că... Ieși, ieși. Pentru că vreau să-i dau lui Takeo această cutie. Îi dau această cutie. Se va bucura cu siguranță pentru că are parte de o asociere pozitivă chiar și cu șculița lui, da? Întâi îl condiționez pentru a deschide cușca și... Îi spun așa, culcat. Dacă eu culcat. Bun. Deci va primi, stai, nu? No? Culcat. Așteaptă. Va primi această cutiuță, de care sigur se va bucura, în condițiile mele. I-am dat, începe să lingă, da? E, gândiți-vă că în acest moment... În acest moment eu nu aș putea să bag mâna la el să iau cutia. Nici nu ar fi normal, pentru că în lumea lor câinii nu acceptă să vină nici cel mai puternic din haită să-i deposedeze de resursele pe care tocmai le-a cedat lor și care le aparțin acum. Și pentru a nu strica echilibrul între mine și el, echilibrul în această relație care constă în eu, lider recunoscut și el follower, cu toată personalitatea puternică pe care o are, caut să nu stric această simbioză pe care am creat-o prin dresaj și prin faptul că i-am câștigat încrederea. Încrederea se câștigă și prin lipsa unor comportamente din punctul lor de vedere instabile, care nu aparțin unui lider. O să vedeți cum o să intru în posesia acelei cutiuțe, pentru a evita orice conflict. Este foarte simplu. Ar trebui să vă gândiți întotdeauna acasă să faceți același lucru. El este acolo, se bucură de ea, da? Are încredere în mine că niciodată, dar niciodată de când îl am de 7 ani de zile, nu am băgat mâna la mâncarea lui și niciodată nu am încercat să îl deposedez sau să-l mângâi în condițiile în care el deține ceva. Da? I-am cedat, exact cum un lider face cu membrii haitei lui și... Apoi îl lasă să se bucure de ea. Dar veți vedea cum procedez când vreau să iau cutia înapoi, fără ca el să se simtă sub nicio formă într-un conflict cu mine. Știu că nu arată foarte bine, însă aici este niște carne de pui. Da? Voi face acest schimb cu Takeo pentru că vreau să înțeleagă că suntem o echipă, colaborăm. Îl vedeți? E cu lăbuța acolo pe cutie. Se uită foarte grijuliu,
să nu se întâmple lucruri. Da? Piticul ăsta este aici. Îl țin la distanță pentru că dacă se apropie, Takeo se supără rău pe el, se simte ușor amenințat și este tentat să-l atace. Singurul lucru care îl face să nu-l atace este faptul că stă acolo după cușculiță, după grație. Dar această stare este foarte bună când vine vorba de a accepta limitele psihologice, barierele psihologice pe care le impunem noi ca lideri în cadrul unei haide. Vă voi arăta astfel cum procedez pentru a face un schimb în siguranță. Așteaptă. Aport. 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 Bravo. Aport. Da, aport. Bravo. Ia. Yeah. Ați observat. Cutia este la mine. Este linsă, este și obiectul magic. Acum poate băga și piticul nasul. Am intrat în posesia cutiei și practic am făcut-o într-o manieră în care am construit ceva. Am construit o bucățică și am dat positive reinforcement pe acest schimb care se transformă într-un exercițiu de aport și totodată am evitat un conflict în care dacă aș fi băgat mâna chiar așa în această poziție de lider în care mă aflu în relația cu el, câinele m-ar fi sancționat. Mi-ar fi atras atenția că nu se face așa ceva în lumea lor. Și pentru a păstra echilibrul între mine și el în această relație care durează și durează foarte frumos de atâția ani, nu am riscat niciun fel de comportament inadecvat. Câinele a înțeles, a făcut schimbul, s-a bucurat de ciozvârta aceea din linguriță pe care i-am dat-o și acum este bine, mersi. Încrederea lui a rămas intactă. Sper că v-a ajutat exercițiul și data viitoare, dacă mai vin idei, data viitoare o să ne întâlnim cu noi abordări, chiar și cu ceilalți doi căței ai mei. Astea sunt exerciții pentru acasă. Ne revedem. Cătălin Cornea sunt și nu uitați, orice câine se poate dresa dacă la capătul leselei este un om suficient de inteligent, nu suficient de brutal. La revedere, zi frumoasă să aveți!